Nordul și vestul țării, inclusiv județul Suceava, se află sub avertizare meteorologică de instabilitate atmosferică temporar accentuată și precipitații cu cantități însemnate de apă. Avertizarea, emisă de Administrația Națională de Meteorologie, este valabilă începând de vineri la ora 10 până sâmbătă seara la ora 22. În intervalul menționat vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși local 25-30 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat. De asemenea, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod galben, valabilă până duminică la ora 12, care vizează râul Bistrița și afluenții lui. Conform hidrologilor, în perioada menționată se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.